Bine ați revenit la seria videoclipurilor care încearcă să ne facă să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Știți ce este conștiința? Probabil m-ați întreba acum despre care conștiință e vorba și bine ați face, deoarece există două sensuri principale ale acestui cuvânt. Primul este legat de morală, de sentimentul responsabilității față de tine, față de familie, față de societate și așa mai departe. Al doilea sens e mai greu, dacă nu chiar imposibil de definit, este legat de, să-i spunem loc pentru că nu avem un cuvânt mai potrivit, acel loc misterios care parcă nu face parte din ceea ce numim realitate fizică, dar în care au loc toate percepțiile, senzațiile, gândurile noastre și în care se găsesc toate sentimentele și dorințele noastre. Nu mă pot abține de la a face o foarte scurtă paranteză legată de sensul moral al cuvântului. Ar fi, după părerea mea, mare nevoie să se vorbească mai mult despre această conștiință, conștiința morală, deoarece, din păcate, se pare că sunt tot mai puțini cei care înțeleg la ce se referă ea. Se referă la capacitatea de a înțelege că ai și îndatoriri, nu doar drepturi. Mai mult, este vorba despre a înțelege că îndatoririle sunt mult mai importante decât drepturile, deoarece dacă toți și-ar respecta îndatoririle, drepturile tuturor ar fi automat respectate, dar reciproca nu e adevărată. Însă acest canal este despre fizică, știință și logică, așa că în acest videoclip voi vorbi despre al doilea sens al conștiinței și despre cum a devenit ea o problemă pentru fizică. Multe limbi au cuvinte diferite pentru cele două sensuri ale cuvântului și probabil tocmai de aceea traducătorii au simțit nevoia să inventeze un cuvânt pentru al doilea sens, cel despre care vorbim, și anume cuvântul conștiință. Am avea deci conștiință și conștiență. Cred că e o invenție utilă, pentru că cele două sensuri ale conștiinței sunt foarte diferite și uneori e foarte neclar despre ce vorbim. Dar pentru că nu știu dacă acest cuvânt este sau nu acceptat oficial în limba română, voi folosi în continuare cuvântul conștiință și sper că am lămurit la care sens al lui mă refer. Uneori folosim cu același sens cuvântul minte. Spunem, de pildă, se petrece în mintea mea. Și prin minte, în acest caz, înțelegem conștiință. Toți avem senzația că suntem un ansamblu de două lucruri total diferite. Corpul nostru, care pare să fie o parte a ceea ce numim realitate fizică, și mintea sau conștiința noastră, care pare să fie ceva în afara acestei realități fizice. Oare această senzație este o iluzie? Religia ne vorbește despre corp și suflet. Deci religia a găsit răspunsul. Nu este o iluzie. Numai că religia nu e știință. Așa că faptul că credem acest lucru nu înseamnă că știm că e așa. Am vorbit despre diferența dintre a ști și a crede în videoclipul Știință și Credință. Dacă nu l-ați văzut și credeți că vreți să-l vedeți, găsiți linkul în descriere. În videoclipul de azi vorbesc despre conștiință, deoarece există, din punct de vedere științific, o mare problemă legată de aceasta. Iar problema are mai multe aspecte. Primul aspect este cel despre care tocmai am vorbit, și anume, este conștiința o parte a lumii fizice, a realității fizice, sau este ceva din afara ei? Există acel suflet despre care vorbește religia sau conștiința noastră dispare atunci când creierul încetează să funcționeze? Și așa ajungem la al doilea aspect. Este conștiința un produs al creierului? Că există o legătură între creier și conștiință e mai mult decât evident. Sunt atât de multe dovezi în acest sens încât nu cred că vreo minte sănătoasă se poate îndoi de asta.
amintesc doar una dintre aceste dovezi. Dacă modificăm, intenționat sau nu, fizic sau chimic, felul în care funcționează creierul, modificăm și conștiința. De pildă, leziunile cerebrale, producul tulburări de gândire, de percepții, de personalitate chiar. Cu alte cuvinte, alterează conștiința. La fel și consumul de substanțe care modifică felul în care au loc reacțiile chimice din creier. Tocmai de aceea se numesc substanțe psihoactive. Deci modificările ale creierului sau ale modului în care funcționează duc la modificări de conștiință. Asta știm. Dar înseamnă oare asta cu siguranță că ceea ce numim conștiință este un produs al creierului? Nu. Poate creierul nu este decât un fel de antenă care face legătura între corpul nostru și conștiința noastră. Și evident că dacă modificăm antena, se modifică și recepția. O definiție care se dă uneori conștiinței este următoarea. Procesul psihic prin care percepem lumea și capacitatea de a fi conștienți de acest lucru. Dar sunt sigur că ați observat un cerc vicios aici, deoarece am definit conștiința folosind verbul a fi conștient. Și ajungem astfel la al treilea aspect al problemei conștiinței. De ce suntem conștienți de procesele psihice care presupun cunoaștere și înțelegere? Un robot poate să învețe și să se adapteze mediului fără să fie conștient. Cel puțin așa credem. Și atunci, de ce avem noi această conștiință? La ce folosește ea? Și ca să ajungem la ceea ce se numește marea problemă sau problema grea a conștiinței, the hard problem, să ne punem întrebarea, de ce există în această conștiință lucruri care nu pot fi explicate nici prin limbaj, nici prin matematică? Ca să înțelegeți despre ce-i vorba, vă voi povesti foarte pe scurt un experiment mental propus de un filozof contemporan australian cu numele de Frank Cameron Jackson. Experimentul se numește Mary's Room, camera Mariei. Să ne imaginăm, spune Frank Jackson, o fată, Mary, care crește într-o cameră în care toate lucrurile sunt albe, negre sau în nuanțe de gri. Ea are televizor, are și calculator, dar atât televizorul cât și monitorul calculatorului sunt alb-negru. De asemenea, toate obiectele care ajung la Mary sunt albe, negre sau în nuanțe de gri, inclusiv mâncarea. Pe scurt, o creștem în așa fel încât tot ceea ce vede este în alb-negru. Dar Mary este foarte inteligentă, dornică să învețe și are acces la toate informațiile pe care le dorește, așa că studiază și devine o specialistă în neurofiziologia vederii. Adică înțelege tot mecanismul de funcționare a acestui simț de-a lungul întregului lanț, lumină, ochi, semnale electrice prin nervi, creier. Înțelege fenomenele optice care au loc în ochi, inclusiv rolul lungimilor de undă și faptul că avem receptori specializați în anumite lungimi de undă. Înțelege semnalele electrice care ajung de la ochi la creier. Și de asemenea înțelege și procesele din creier prin care se produc percepțiile vizuale. Adică știe tot ceea ce se poate ști despre vedere, inclusiv că în conștiința noastră obiectele au culori diferite. Și înțelege de ce este așa și legătura dintre culoare și lungimea de undă. Numai că nu poate să vadă acele culori. Trăiește într-o lume alb-negru. De asemenea, știe, mai ales că citește și beletristică, despre culorile obiectelor. Știe că cerul este albastru, iarba este verde și așa mai departe, dar n-a văzut niciodată vreo culoare. Și acum, după ce Mary a devenit specialistă în simțul vederii, o lăsăm să iasă din camera ei și să vadă lumea în culori. Și Jackson întreabă, descoperă Mary ceva nou? Ceva ce n-a știut până atunci? Cred că sunteți cu toții de acord că da,
descoperă senzația de roșu, senzația de albastru și așa mai departe. N-ai cum să-ți imaginezi roșu dacă n-ai văzut niciodată roșu și nimeni nu-ți poate explica ce înseamnă roșu. Și acest experiment ne arată că degeaba cunoaștem toate proprietățile fizice ale unui obiect, există lucruri care nu pot fi înțelese și cunoscute în acest fel, cum ar fi senzațiile noastre legate de culori, de sunete, de gusturi, de simțuri în general, sau durerea și altele. Iar asta înseamnă, după părerea lui Frank Jackson, că există și lucruri care nu țin de realitatea fizică. Altfel spus, nu tot ceea ce există are o natură materială, fizică. Unele lucruri există doar într-o conștiință. De fapt, Frank Jackson vrea să demonstreze prin acest experiment mental că nu tot ceea ce există poate fi cunoscut cu ajutorul fizicii și rațiunii. Că există lucruri care pot fi cunoscute doar prin intermediul conștiinței. Extrapolând, ajungem la concluzia că ceea ce numim conștiință nu face parte din lumea fizică, este de altă natură. Sigur, nu toți filozofii sunt de acord cu această interpretare a experimentului propus de Jackson, dar important este că plecând de la acest experiment, ajungem la o noțiune nouă, aceea de qualia. Numele vine de la latinescul qualis, care înseamnă ce fel de, ce tip de sau cum este ceva. Iar noțiunea definește calitatea subiectivă a experienței noastre conștiente, calitate care nu poate fi descrisă nici prin limbaj, nici matematic și care, aparent cel puțin, nu aparține lumii fizice. De pildă, cum e gustul cireșelor sau mirosul florilor de tei. Nu există gustul cireșelor și nici mirosul florilor de tei în lumea fizică. Concluzia experimentului propus de Frank Jackson este că această qualia nu pare să aparțină lumii fizice, nu pare să fie materială. Și acum, de ce este această concluzie o problemă pentru știință în general și pentru fizică în special? Așa cum am spus și cu alte ocazii, știința pleacă de la ideea de realism, care spune că realitatea fizică există independent de conștiința noastră și că realitatea subiectivă, cea din conștiința noastră, nu este decât o reflectare a realității fizice. Dar după cum ați văzut, unele lucruri există în conștiință, dar nu există în realitatea fizică. Deci nu tot ceea ce există este independent de conștiința noastră. Conștiința aduce ceva nou în această lume, iar ceea ce aduce este subiectiv, diferit de la individ la individ. Dar știința studiază ceea ce poate fi observat și măsurat de toată lumea, adică ceea ce are o existență obiectivă, aceeași pentru toată lumea. De pildă, toți cei care cântăresc un anumit corp vor obține același rezultat. Deci masa corpului respectiv este o proprietate obiectivă, nu depinde de observator. În schimb, dacă vorbim despre qualia, despre experiența subiectivă, n-avem cum să știm dacă albastrul meu este la fel cu albastrul tău. De fapt, ținând seama de faptul că nu există două perechi identice de ochi și nici două creiere identice, putem considera aproape sigur că cele două senzații de albastru nu sunt identice. Senzațiile și percepțiile diferă, așa cum am spus, de la om la om. Ca să nici nu mai vorbim de la specie la specie. Nu cred că vom putea vreodată să înțelegem realitatea subiectivă a unui câine, de pildă. De fapt, un alt filozof contemporan, Thomas Nagel, american, a scris o lucrare cu acest subiect cu titlul What is it like to be a bat? Adică, cum e să fii liliac? Și în această lucrare, el afirmă următoarele.
Conștiința este specifică fiecarei specii și nicio specie nu poate înțelege sau experimenta conștiința altei specii. El spune cam așa, degeaba ne imaginăm că avem aripi de liliac sau că folosim sunete pentru a vedea și alte lucruri specifice liliecilor. Toate astea ne vor permite să înțelegem doar cum ar fi pentru noi oamenii să fim lilieci. Dar nu vom înțelege niciodată cum e să fii liliac pentru un liliac. Și asta deoarece însăși conștiința lui este diferită de conștiința noastră. Și atunci, dacă nu putem să experimentăm alte conștiințe, cum am putea să studiem conștiința într-un mod științific? Pare o sarcină imposibilă și asta e o mare problemă, deoarece, dacă e așa, ne arată că nu putem cunoaște totul prin știință și rațiune. În final, vreau să mai spun că dacă acceptăm concluzia spre care ne-au împins raționamentele din acest material, și anume că ceea ce numim conștiință nu este de natură materială, atunci mai apar încă și alte multe probleme și întrebări. De pildă, dacă ea este de altă natură decât realitatea fizică din care face parte corpul nostru, cum poate exista o legătură între minte și corp? Aceasta este vechea problemă filozofică a dualismului minte-corp sau suflet-corp. Avem senzația, ba mai mult, avem convingerea că există o legătură între minte și corp, că mintea îi spune corpului ce să facă sau măcar încearcă. Dar cum poate ceva imaterial, ceva ce nu aparține realității fizice, să fie în legătură cu ceva din realitatea fizică? Sau o altă întrebare, dacă conștiința este caracteristică doar ființelor, care n-au existat de la început în acest univers, cum poate să apară într-o lume materială ceva imaterial? Sau, care afirmație e mai aproape de adevăr? Conștiința a apărut în lume sau lumea a apărut în conștiință? Dar despre aceste lucruri voi vorbi în alte materiale. Deocamdată aștept cu nerăbdare comentariile voastre și vă mulțumesc pentru atenție. Iar dacă ați fost convinși că știți ceea ce este conștiința, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție!